Ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, și neliniștit este sufletul meu până nu-și va afla odihna întru Tine. Ne-au rămas peste secole aceste cuvinte nepieritoare ale Sfântului Augustin din Hipona, cuvinte ce ar putea întruchipa și țelul vieții unui alt mare sfânt, care s-a născut cu 100 de ani înaintea lui Augustin, pe aceleași meleaguri din nordul Africii. Este vorba despre Sfântul Anton Abate, numit și Antonie cel Mare, întemeietorul monahismului. Anton a văzut lumina zilei în anul 250, la Come, în Egipt, fiind fiul unor țărani înstăriți. De la părinți a primit nu doar darul vieții, ci și acea nestemată de preț, credința creștină, pentru care va renunța la toate celelalte juvaieruri ale vieții lumești, care strălucesc doar pentru o clipă. Anton a avut binecuvântarea de a se naște într-o familie creștină, însă acesta a fost doar începutul călătoriei unui suflet însetat de Dumnezeu, de dorința de a se apropia tot mai mult de Domnul său. Rămas orfan cu puțin înainte de a împlini 20 de ani, Anton s-a văzut astfel răspunzător de îngrijirea pământurilor a avutului moștenit de la părinți, dar și de creșterea surorii sale. Iată că viața îi deschidea înaintea ochilor un trai îndestulat, căci agonisea la moștenită i-ar fi îngăduit aceasta. Însă urma să îi se arate și un alt drum, descoperit în timpul unei sfinte liturghii. Tânărul Anton avea să asculte, cu urechile sufletului și nu doar ale trupului, aceste cuvinte ale Domnului Iisus din Evanghelie: dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. În Scriptură, cel căruia Iisus îi adresează chemarea este tot un tânăr, asemenea lui Anton, însă un tânăr a cărui inimă rămâne lipită de bogățiile acestei lumi și, neputând sluji la doi stăpâni, acel tânăr se îndepărtează de Domnul, întristat. Anton însă, fiind pământ bun, roditor, pregătit cu iubire de către părinții săi, primește sămânța cuvântului dumnezeesc și alege calea urmării lui Hristos. Iată, este prima sa biruință pe lungul drum al sfințeniei. Așadar, vinde tot ce avea și dăruiește avutul săracilor, lăsând doar o mică parte pentru sora sa, pe care o lasă în grija unor fecioare înțelepte. Anton se retrage apoi într-o colibă sărmană, la marginea satului, și intră sub ascultarea unui pustnic mai în vârstă. Dorința sa era de a urma un trai simplu, asemenea apostolilor și a primilor creștini. Rugăciunea neîncetată și munca umilă îi aduc tot mai multă pace în suflet, dar mai ales bucurie, lucru de care, am văzut mai înainte, nu a avut parte și tânărul bogat din Evanghelie, care s-a îndepărtat întristat. Însă, după câțiva ani,
apar și primele încercări. După cum aflăm din Vita Antonii, biografia sa scrisă de Sfântul Atanasie din Alexandria, care i-a fost ucenic și prieten. Pe Anton îl împresoară gândurile că poate e greșit să stea în singurătate, că nu a făcut bine să se despartă de sora lui, deși a lăsat-o într-o comunitate de fecioare, că Dumnezeu ne cheamă să întemeiem o familie și atunci de ce traiul acesta în post și rugăciune? Mai apoi, toate ispitele trupești, ce păreau că l-au părăsit de mult timp, s-au arătat iarăși, cu mai mare putere. Iată, era ceasul ispitirilor, de care avusese parte și Iisus în pustiu. Anton se bucurase de pregustarea bunurilor cerești, fusese dus de mână de către bunul Dumnezeu, dar acum i se cerea să crească în credință, căci doar așa, în deplină libertate, putea să-și arate dragostea de Domnul. Iar demonii care se îndepărtaseră de el pentru o vreme, acum se întorceau, aducând cu ei mulți alții, după cum spusese Domnul Iisus în Evanghelie. Duhul necurat, ieșit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, și nu găsește. Atunci zice, mă voi întoarce la casa mea, de unde am ieșit. Venind, o află golită, măturată și împodobită. Apoi se duce și ia cu sine alte 7 duhuri, mai rele decât el, și intrând, sălășluiesc aici. Anton cere ajutor duhovnicesc altor pusnici, răspândiți pe atunci prin pustiurile africane. Aceștia îi spun să nu se înspăimânte, căci Dumnezeu era mereu cu el, dar să facă un pas înainte, dezlipindu-se și de ultimele lucruri pe care le mai avea, după care să se retragă într-un loc mai îndepărtat de lume. Anton face întocmai. Pe atunci nu erau comunități mănăstirești, schituri în care căutătorii de Dumnezeu să împărtășească viața monahală, ci feluriți pusnici care duceau singuri un trai de adâncă asceză. Anton vinde și coliba, cu puținul pământ din prejur, împarte iarăși banii săracilor și, înveșmântat doar cu un strai aspru, merge să locuiască într-un vechi mormânt săpat în stâncă. Se hrănea cu ierburile câmpului și fructe de pădure. Ne povestește Sfântul Atanasie în biografie că, luând pildă de la Sfântul Ilie, care se retrăsese și el într-o grotă, Anton, deși se simțea părăsit, cuprins de întuneric și ispite, se străduia să trăiască zi de zi în ascultare de Dumnezeu, înălțând cu credință rugăciunea sa. Era o luptă grea a sufletului căutător de veșnicie, până în ziua în care Domnul l-a învăluit cu lumina sa strălucitoare. Atunci, Anton l-a întrebat, unde erai? De ce nu ai apărut încă de la început ca să mă slobozești de pătimirile mele? Și a auzit un glas spunându-i, Anton, eu eram aici cu tine și aveam în fața ochilor lupta ta. Curând însă a fost descoperit de către localnici
Și atunci Anton s-a retras mai departe, pe țărmurile Mării Roșii, într-o cetate părăsită, unde a aflat un izvor de apă limpede. Acolo a rămas timp de 20 de ani. Dar de ce obișnuiau în acele timpuri pustnicii să se retragă departe de lume? Pentru că doreau să trăiască acea pagină evanghelică în care Iisus, întru pregătirea misiunii sale, s-a lăsat condus de Duhul Sfânt în pustie, spre a fi pus la încercare. Era ca o reînnoire a făgăduințelor de la botez, prilejul de a-L alege pe Dumnezeu în libertatea spiritului. Când, după 20 de ani, Anton a fost descoperit și acolo, oamenii l-au aflat precum îl știau, nu doborât de lipsuri, măcinat sau înspăimântat de atâta singurătate, ci dimpotrivă, senin, mai stăpân pe sine ca oricând și îndeosebi cuprins de o adâncă pace, acea pace a sufletului care, găsindu-L pe Domnul, și-a aflat odihnă întru El. Anton putea așadar să spună, asemenea Sfântului Apostol Paul, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Era pregătit, în stare nu doar să se stăpânească pe sine, ci să conducă la Domnul și alte suflete. Iar acestea s-au arătat curând, căutându-i sfatul, încât s-au alcătuit două grupuri de ucenici, care au întemeiat două mănăstiri, una la răsărit de Nil, iar alta pe malul stâng al fluviului. Iată cum au prins viață cele dintâi lăcașuri monastice, în care fie ce călugăr avea chilia sa, o mică grotă, dar ascultat de un frate mai înaintat în viața spirituală, iar toți primeau călăuzirea lui Anton, care cu dragă inimă se închina creșterii lor în credință. Cu timpul au venit la el ca să-i împărtășească trăirea duhovnicească și alți pusnici însemnați, precum și episcopi. Apoi, însuși Anton a părăsit în câteva împrejurări sihăstria lui îndrăgită pentru a lua partea creștinilor, a-i apăra în timpul prigonirii împăratului Maximian. Astfel l-a cunoscut și pe sfântul episcop Atanasie, care a devenit prietenul și biograful său. După un timp, Anton, împreună cu câțiva ucenici, s-au retras la Tebaida, unde au întemeiat o altă comunitate monastică. Iar pilda sa a urmat-o numeroși sihaștri, astfel că, spre sfârșitul vieții sale, ținuturile din nordul Africii adăposteau multe mănăstiri, ale celor care, după cum stă scris în Vita Antonii, renunțaseră la toate bunurile lumești pentru a avea parte de cetatea cerească. În ziua de 17 ianuarie a anului 356 avea să plece spre acea cetate și sufletul celui care putea să mărturisească, precum mai târziu Sfântul Augustin, ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, și neliniștit a fost sufletul meu până nu și-a aflat odihna întru Tine.